Bună seara, sunt Natalia Chetenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Veneam de la lucru și s-a oprit o mașină. Și eu îi zic lui, zic, domnul, zic, n-ați înțeles corect. Așa a început calvarul pe care nu-l poate uita o femeie de 44 de ani din centrul Moldovei. Potrivit ei, totul s-ar fi întâmplat în 2019, într-o seară de martie. Femeia își amintește că după muncă, ea a pornit spre casă, oprind o mașină de ocazie. Recepta plâi și a rugat, mă oprești, rog, oprești. Și ea recepta striga la mine. Femeia spune că șoferul mașinii a schimbat brusc direcția și a pornit-o într-un câmp. Acolo a și violat-o. Mă le la spate, ce să-i fac, plășiri, prostini. Și eu m-am luptat cu dânsul. Presupusul violator este mult mai tânăr decât femeia și povestește o altă istorie despre cele întâmplate. Da, când am să o lichid cu fața lui, cu brazul lui, cu fața de mine, am atunci am văzut că el e tânăr. Doamna știe tare bine. Cum a reușit femeia să scape din brațele presupusului violator? Cui s-a destăinuit ea despre cele întâmplate? Ce o face să declare că agresorul este protejat de un procuror din raion? Și ce răspunde la acuzații tânărul vizat? Pentru a spulbera orice urmă de dubiu din declarațiile femeiei, i-am propus să treacă testul la detectorul de minciuni. Ce detalii tulburătoare va scoate la iveală acesta? Totodată, s-a găsit o altă femeie cu o istorie izbitor de asemănătoare, care s-ar fi întâmplat în același loc cu doar câteva luni înainte. Ce mărturisește această femeie? Aflați astăzi! Femeie de 44 de ani spune că a scăpat cu greu de individul care a violat-o. Ea zice că niciodată drumul spre casă nu i s-a părut mai lung decât în acea seară. A mers o oră pe jos, până a ajuns din nou la stația de unde a urcat în mașina necunoscutului care a băjocorit-o. Acolo a urcat într-un microbuz ce a dus-o acasă. Ajuns în fața porții, ea ar mai fi stat minute în șir până a găsit curajul să intre în casă. Prima care a aflat despre ce i s-a întâmplat femeia a fost fiica ei. Astăzi tânăra a venit în platoul nostru să ne spună în ce stare și-a văzut mama, dar și cum s-a schimbat viața ei din acea zi. Încurajăm! Bună seara! Bine ai venit la noi! Știu că îți este greu să povestești despre aceste lucruri, dar te rog să ai curaj și chiar îți mulțumesc că ai avut curajul astăzi să vii la noi în platou. Te rog să ne spui... Cum ai aflat despre tot ce s-ar fi întâmplat mamei tale? Eram acasă și la ora 12 și ceva minute am auzit telefonul sunând. M-am uitat că este mama și m-am gândit că s-a întâmplat ceva. Noi discutăm foarte des la telefon, dar la așa o oră târzie, nu. Am răspuns și plângea. Spunea că mi-este frică. Și am întrebat de ce. Mă tem, mi-este frică. Mamă, ce s-a întâmplat? Ți-e rău? I-am spus că am sara cineva și-a bătut joc de mine. Zic, cum așa? Unde? Când? Și mi-a spus că n-a ieșit de la lucru să vin acasă. Ți-a povestit tot cum a fost. Da, mergea spre oprire pentru a se deplasa de la lucru acasă și s-a oprit o mașină. Spune-mi, te rog, toate aceste detalii, ea ți le-a povestit chiar atunci, în seara aceea, la telefon? Mi le-a povestit pe telefon. În ce stare era când povestea asta? Plângea și cu glasul jucând, înădușit. Așa vorbea. Și a spus că i-a spus locația și domnul i-a spus că urcați. Când a văzut că deja merge în altă parte, a spus, nu ați înțeles. Eu am spus la și domnul a spus că am înțeles corect, dar trebuie să mai iau o persoană. Și atunci mama s-a speriat. A început să bat cu mâinile în sticlă, în geamuri, la mașină.
Și el i-a spus, nu striga și nu face nimic, nu o să te audă nimeni. La un moment dat s-a trezit, a dus-o în pești, tot era întuneric, doar undeva în departe se vedea o lumină. I-au încercat să fugă, dar a ajuns-o din urmă, a lovit-o și-o căzut jos. S-a început calvarul. Ea s-a sculat, a început să fugă spre lumină și la câteva minute el a trecut cu mașina pe lângă ea. Ce ai făcut în acel moment când ai auzit această... Soțul a auzit că am vorbit și m-a întrebat ce s-a întâmplat și eu i-am spus lui mama, ai sunat la poliție, hai să facem ceva. Iar eu a spus că o să ducă mâine, o să meargă la lucru și o să vorbească cu patronii să se uite pe camerele de supraveghere. Dar ne-ai povestit că din acea zi mama ta s-a schimbat radical, practic, la comportament, la toate. Zi-mi, te rog, despre ce anume este vorba? În primul rând, sănătatea, foarte mult. Se gândește doar la momentele acestea. Nu poate ieși. Da, noi ne ducem în ospiție, merge și ea, dar nu este persoana aceea care era mai înainte. Este stresată, noaptea din casă nu iese deloc, pentru că este frică. Chiar dacă au trecut mai mult de 2 ani de atunci? Chiar dacă au trecut, chiar prin locul unde au lucrat sau pe unde ea își aduce aminte, începe să plângă, dar să nu vadă nimeni. Colegii mei au realizat un subiect despre mama ta. Hai să-l vedem acum împreună. Atenție! Un soț iubitor, 3 copii și 3 nepoți. Aceasta este mândria femeii de 44 de ani. Ea zice că grijile pentru nepoți o fac cât de cât să uite de suferințele pe care le trăiește în continuare după abuz. Tot ne jucăm, învățăm poezii, a citi. Din ziua în care a căzut pradă necunoscutului care a violat-o, femeia a renunțat la serviciu, asta chiar dacă îi aducea un salariu bun. Am unde nu lucrez, sunt nervoasă, am gânduri rele. Stresul care l-a trăit în ziua violului i-a distrus sănătatea, se plinge femeia. Din această cauză, ea urmează un tratament zilnic. Da, și m-a trăit la râpă atunci și mi-a sucit piciorul, tot mă doare și... Și tensiunea ni s-a ridicat tare și zahărul de atunci. În scurt timp vom afla cine a căutat-o pe femeia de 44 de ani la câteva zile după ce șoferul mașinii de ocazie în care a urcat a abuzat-o sexual. De ce a făcut-o, dar și ce i-a povestit acea persoană despre presupusul agresor, aflați în câteva momente. Atunci seara, când soțul a auzit că eu am vorbit, a spus că nu așteptăm până mâine, dar mergem la dânsa, îi spunem lui tata și merg la poliție. Și atunci s-au dus noaptea. Cum v-au ajutat oamenii legii? Nici într-un fel. Deodată când s-a dus, a stat acolo deja noaptea și toată ziua și când a venit înapoi, a venit cu gândul că dacă l-au reținut și se iau măsuri. Dar la ceva timp, când i-a aflat, nu știu cum, că totul se amână și el nu-i vinovat, totul a fost o eroare și un scenariu. Timp de 2 ani nu au dat niciun semn și treci timpul și o să piardă chiar și acelea dovezi care mai sunt. Și am de ce să vinem la dumneavoastră. Femeia de 44 de ani spune că la câteva zile după viol, la inspectoratul de poliție, l-a recunoscut pe bărbatul care ar fi băjocorit-o. În scurt timp vom auzi ce povestește el despre ziua care l-a adus pe banca acuzaților, dar și ce spune în apărarea sa.
Deci, din cât se vede, iată, schimbarea asta de comportament și de personalitatea mamei dumneavoastră, da? Cu certitudine demonstrează că ceva s-a întâmplat. Iată acel ceva, cum ați spus, că să nu dispară și probele care au fost acumulate. Problema este, da, oare s-au acumulat probe și ce probe anume s-au acumulat. Dar cu certitudine, 2 ani de zile să nu aveți nicio informație pe un caz care, în mod normal, urmărirea penală durează câteva luni până la un an, să zicem așa, da, teoretic, din practică. Că atunci când toate persoanele se află pe loc, nimeni nu este în căutare, deci ar fi trebuit să se miște mai repede. Foarte straniu de ce poliția acționează așa. De fapt, nu mă miră nimic, că asta e o situație des întâlnită la noi în țară. În primul rând, sunt șocat. Asemenea lucruri se întâmplă într-o țară în care nu ai cum să fii în siguranță. Eu mi-am amintit și eu de un caz pe care l-am avut într-o zi, câțiva ani în urmă. Am luat o femeie la autostop, un copil mic, s-au blocat ușile la mașină. Imediat a intrat în panică. Probabil mai trecuse prin situații de asta, nu a fost prima dată, pentru că e un automatism, fiecare dintre noi știe cum se blochează ușile. Și atunci a spus, oprește că vreau să cobor. Eu am oprit, zic, de ce? Pentru că ai blocat ușile. Și atunci chiar am făcut un experiment. Mi-am spus, primul lucru care îl faci când urci la autostop, numărul mașinii, modelul și numărul. Și trebuie să-l trimiți unei persoane apropiate. E o chestie care trebuie să ne fie de învățător. I-am spus, dă-i nici telefonul ăla. Telefonul soțului. Telefonul soțului îl știți? Și am spus, da, îl știu. Și atunci am dat telefonul meu, zic, trimite un mesaj de la mine, soțului spune cu cine, cu ce model și ce număr de la mașină. Deci e o chestie de, nu știu, maximă siguranță și maxim ce poți să faci în momentul acela când ești impus să iei autostopul. Mi-mi pare rău prin situația în care trece întreaga familie, în principal mama dumneavoastră, să-și găsească liniștea și să revină în familie. Mie îmi place în această situație cum au procedat copiii. Se vede că sunteți o familie în care tradiția aceasta puternică de familie există și bravo vouă că nu ați așteptat, că a sărit și soțul în ajutor, ați avut grijă de mama. Mama liniștit o sună pe fiică, iarăși este un model de familie care trebuie urmat de fiecare. Niciodată să nu vă fie frică să încercați să luptați pentru dreptul vostru, pentru un adevăr pe care îl știți voi. Să mergeți înainte. Îmi pare rău să aud de la Dorin că e o normă să nu avem susținere din partea autorităților. Nu mai înțeleg la ce mai plătim impozite. Dacă ne trezim și ne pornim și nu se știe, ajungem acasă sau nu mai ajungem acasă. În această seară discutăm despre istoria unei femei de 44 de ani. Ea povestește că până acum 2 ani ducea o viață liniștită, cu micile ei bucurii alături de soț, copii și 3 nepoți. Totul până într-o seară de martie, când femeia ar fi fost violată. Totul s-ar fi întâmplat când ea se întorcea de la muncă și a urcat într-o mașină de ocazie. Șoferul mașinii a dus-o într-un câmp, unde și-ar fi bătut joc de ea. Nici după 2 ani de la acele evenimente, femeia nu-și poate reveni. Ea a abandonat serviciul bine plătit, s-a ales cu o mulțime de frici și face în continuu tratamente. Chiar și așa, cuvintele ei sunt puse la îndoială. Iată de ce femeia a ajuns în fața detectorului de minciuni și în curând vom afla dacă tot ce povestește este adevărat. În câteva momente vom auzi și ce își amintește din acea zi soția bărbatului care ar fi comis această faptă josnică și vom afla de ce oamenii legii nu l-au condamnat pe presupusul agresor. Iar acum haideți să o ascultăm pe femeia care afirmă că este victima unui viol. Ea a venit astăzi în platoul nostru, sunt curajat. Bună seara, bine ați venit la noi. Și la fel ca și pe fiica dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru curajul de a vorbi despre tot ce vi s-a întâmplat. Chiar dacă știu că vă este foarte și foarte greu. Vă mulțumesc pentru acest curaj.
Fiica dumneavoastră ne-a povestit că în seara când s-ar fi întâmplat totul, ați găsit cu greu curajul de a intra în casă, de a reveni. Așa. Puteți să-mi spuneți de ce? Mă simțeam într-o stare foarte, foarte grea. Eram foarte speriat, eram foarte... Nu pot să vă redau un cuvinte și așa... Pizia trecut. Dar de ce ați zăbovit la poartă? De ce n-ați putut intra cât mai repede în casa, în propria casă? De ce ați ezitat? Nu știam cum a să reacționeze familia, nu știam. Mi-era frică, eram speriat foarte tare, eram speriat. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre acea zi. Atenție la ecran. M-am uitat la numere, zic. S-a oprit și ușa o deschis încă, zic. El a luat-o în partea dreaptă spre satul. Zic, opriți că eu cobor și mă duc înapoi pe drum. Am văzut o femeie. Când am ajuns în drept cu persoana aceea, tamana acolo era o răstignire și eu zic, a să bat în ferestre și a să mă audă, poate să mă vadă. El îmi zice că nu bate, că mai rău îți faci ție. Eu mă gândeam numai la moarte. Eu credeam că a să mă ucidă. Și am coborât din mașină și eu am fugit fuga înapoi și el o coborât și el zice că nu fugi, că tot una te ajungă. Și a fugit după mine și când i-a tras o palmă, și a început să mă târâ, de haine, să mă întindă, să mă... Și eu mă luptam cu dânsul. Și el m-a aruncat în râpa de alături, acolo era chiuvetul ăsta de lângă tras. Și a intrat acolo, mă la spate, ce să-i fac, plășeri, prostini. Și eu m-am luptat cu dânsul. Dar într-un timp n-am putut, că el mi-a ușit amândouă mâini la spate și nu putem. El mi-a dat pantaloni în jos și așa, tot se liche de mine. Mi-a ușit mâini la spate și mă așa tare le îndoiet, că eu îi vângem cu capul în jos, dam. Și el începe, făine așa, făine așa, chipul să-i fac plășeri. Dar el nici nu prevorbea, că el își schimba glasul. Le-ați spus colegilor mei că ulterior l-ați revăzut pe acest bărbat. Vreau să ne spuneți unde și când. Da, noi doamne ne-a dus la poliție în seara și... Chiar în seara aceea? Chiar în seara aceea ne-a dus la poliție. Și a doua zi o a dus mașina după masă și mai este pe seara, l-a dus pe dâns la poliție. Și l-a recunoscut printr-o peretele de sticlă. Ei erau 5 bărbați și prin peretele de sticlă l-am văzut și l-am recunoscut. Deodată? Da. Și mașina la fel? Renault Scenic. Deci și mașina v-a fost arătată și ați recunoscut? Da, da. Dar spuneți-mi, vă rog, ați reținut și numerele mașinii? Da. Ați reținut mai multe detalii despre acest bărbat care... ulterior au ajutat la identificarea lui. Haideți să vedem ce ne-ați mai povestit. Atenție! Da, când am solichit cu fața lui, cu obrazul lui, cu fața de mine, atunci am văzut că el e tânăr. Așa, cu capul solichit de gâtul meu. El nu că să mă sărut. Era în pantaloni așa, într-și albăștri ori închiși așa. Fața e mare, fața are o alunică aici pe barbă. Dar așa, într-o parte vine. E mărișoară. Nu m-am mai uitat eu așa, dar așa și l-au găsit, da. Așa și l-au găsit la recunoaștere. L-am cunoscut că mâinile sunt mari, după mâini, fața mare, așa un bărbat mare. Știm că atunci când v-ați adresat la poliție, ați fost trimisă și la expertiza medico-legală. Da, am fost... Au găsit niște fire de păr în mașină și s-au adeverit că nu sunt amele. ADN-ul nu a vrut să-l fac, a spus că... Mai întâi vreau să vă întreb, victimele unui viol, presupusele victime, sunt trimise la ginecolog. Ați fost? Da, am fost, fost, am dat toate analizele, dar el... Ce a arătat acea expertiză, dacă știți? Din spusele lor, e tot contra mea, cum a spus și doamna... Deci, expertiza medico-legală, în primul rând, a demonstrat că dumneavoastră ați avut un raport sexual în acea seară? Da, el este, sunt
urmele, dar au spus că nu-i persoana dată. Chiar atunci v-au spus? Nu foarte atunci. Repede? Nu atunci. La un an jumate, că eu am spus să dă ADN-ul. Și ei au întins un an jumate. După asta eu am scris la Procuratura Generală Centrul Chișinău că vreau să fac ADN-ul. Sunam anchetatorul, întrebam, dar el nu s-a dus, dar el nu vrea să ducă, dar el încă nu a fost. Când știu zi, iar îl sun și zic, ce face domnul, să duce, mai scrim o plângere ceva, dar el de mult a fost. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră ați aflat despre rezultatele expertizei medico-legale, când? Am încă o an în urmă, la un an jumate. Abia la un an și jumătate după da, cele întâmplate? Tot prin cererile mele și de multe ori am insistat ca să fac acest ADN. Ați adus la expertiză și hainele în care da, ați fost îmbrăcată în acea seară? Chiar din prima seară? Chiar de atunci. Așa, și ce a fost cu acea expertiză? Deodată a spus că nu poate să facă nimic, fiindcă grupa lui de sânge, că suntem în aceeași grupă de sânge și nu poate să facă. Nu se adeverește nimic, nu se face. Și pe urmă, când m-am dus, doamnă, și-am dat analiza de păr, doamna de acolo m-a întrebat ce s-a întâmplat. Și eu i-am povestit că trebuie să aduci hainele, că noi să luăm de pe haine și trebuie să vină el. Așa. Păi da, hainele le-ați adus? Erau la poliție. Erau la poliție. Și atunci am sunat-o pe doamna Rodica și îi zic, doamna Rodica, trebuie hainele aici. Dar nu mai trebuie nică, nu mai așa, știți, cu râși au vorbit. Zic, nu mai trebuie hainele, nu mai trebuie nică, tăți s-au făcut, tăți s-au... Zic, da, dar ADN-ul trebuie de făcut, de văzut. Și tot așa. Dar spuneți-mi, vă rog, hainele v-au rugat de la poliție să le aduceți? Eu m-am dus deodată cu hainele. Deci a fost inițiativa dumneavoastră? Da, nu v-a eu spus deodată nimeni? M-am dus cu hainele de acasă. Dar și le-a primit cine? Anchetatorul. Așa, deci le-ați dat da, direct? Da, le-am dat în pachet atunci pe loc. Mai știți ceva de soarta acestor haine? Nu știu nimic. Ferestre, am bătut cu pumni, cu palmele, am disidenie, am tras tare. Dar la asemenea tipuri de infracțiuni se mai ridic și lingerie. Sunteți sigură că nu acuzați o persoană nevinovat. M-a telefonat o femeie și chiar că eu tot am pățit cazul tău, fix așa o pune să-i fac plășerile, să-i fac așa, să-i fac așa. Amprenta unui violator în serie. Dacă ți-a propune, vă 5, mai mult, mii, tu îi strage cererea înapoi. De ce să-i propui cuiva bani dacă nu ești vinovat? Nu pot să vă redau un cuvânt și așa pisea trecut. Mamă, ce s-a întâmplat? Ți-e rău? Ei mi-a spus că am soara cineva și-a bătut joc de mine. Cum așa? Unde? Când? Femeia spune că șoferul mașinii a schimbat brusc direcția și a pornit-o într-un câmp. Acolo a și violat-o. A început să bat cu mâinile în sticlă la mașină. Și el i-a spus nu striga și nu face nimic, nu o să te audă nimeni. I-au încercat să fugă, dar a ajuns-o din urmă, a lovit-o și a căzut jos. A sunat la poliție. Cum v-au ajutat oamenii legii? Nici într-un fel. Și mai spre seară a venit, l-a dus pe dâns la poliție. L-a recunoscut printr-o peretele de sticlă. Și mașina la fel? Renault Scenic. Ați adus la expertiză și hainele? Sunt urmele. Dar au spus că nu-i persoana dată. Noi am solicitat un răspuns oficial privind expertizele din dosarul violului femeii de 44 de ani. În scurt timp veți afla ce au arătat acestea, dar și cât de mult au influențat dosarul penal. Între timp, echipa noastră l-a căutat pe bărbatul acuzat de viol. Colegii mei au mers la el acasă, însă nu l-au găsit, dar au reușit să discute cu soția lui. Să vedem ce ne-a povestit ea. Atenție la ecran. Nu știu, era încă dacă nu mă greșesc cu propus dată, zi. Când la ziua respectivă am fost... Da, atunci l-am sărcinat.
Eram cam în ultimele, nu, cam de la mijloc, dacă nu greșesc, nu, dar am să cine. Ca și cum ai mers pe drum și cineva te oprește, să spune, uite ce ai făcut, așa se întâmplă și la noi. Ceva absurd. Nu, 1.000.000%, nu? El este un bărbat calculat, e bravo, e familist, muncește. Într-adevăr, eu ca soție, adică eu nu m-am pus pe gânduri că nu ar fi realitatea soțului sau dacă ar fi el vinovat, eu sunt sigur că el nu e vinovat. Pur și simplu, eu a creat foarte mari incomodități. Foarte mari. Alunița mea poate soțul are, da? Are. Dar Alunița are 1.000.000 de oameni și mă soțul meu are Alunița față. Păi nu mă vrea, nu este și nu ar plin. Uite, tot e absurd să tenim doar pe o mașină Renault sau de o mință pe față. Eu dacă cestit, eu vreau să văd toate detaliile astea pentru că nu a fost o perioadă foarte plăcută. Soțul nu îmi spune detaliile astea pentru că atunci nu mi le spune deloc. Îmi spune doar că tot e bine, tot e bine, pentru că eram însărcinată și nu trebuia să mă gândesc la lucrurile astea. Nu știu, el trebuie să ia să răspundă el în față tot ce a făcut. Dar iată ce spune ea, că nu poți să te agăți doar de o mașină Renault pentru că sunt milioane de Renault-uri. Da, eu am recunoscut mașina, eu am recunoscut numărul. Eu l-am cunoscut pe dâns, după toate formele, după tot. Eu pe dânsul l-am cunoscut. Și mașina, eu când m-am urcat în mașină și m-am așezat, mi se pare că e o carte. Și am pus mâna, zic, să văd, poate într-adevăr e ceva, să nu mă așez. Când acolo era, sidenea era de piele și costurile erau așa o leacă valoroasă. Și când a dus mașina la poliție, la recunoaștere, într-adevăr, cartea era sidenele și ele, cum era cusută. Deci ați recunoscut până în cele mai mici detalii. Și când am spus să iei pe alții de pe mașină, ei nu au luat. Doar pe sticlă. Și ne-a spus, doamne închetător, de ce nu luați? A spus că nu poate iei de pe sticlă, nu poate iei de pe piele, nu poate să iei. Dar eu când am deschis mașina, chestia asta care deschid, ei e mare acolo și e plasmas. Pe ferestre am bătut cu pumni, cu palmele, am de sidenie, am tras tare. Acolo multe urme au rămas, palmii de mele. Când am închis ușa, tot una au rămas. Și a spus că nu pot să iei. Eu, personal, din ceea ce povestește doamna, sunt mai mult ca sigur că a fost ceea ce doamna povestește, numai că vroiam să înțeleg anume momentele astea dacă organele de drept și-au făcut corect etapele de cercetare și de acumulare a probelor, care are foarte mare importanță cercetarea aia propriu-zise a râpii, are mare importanță ceea ce doamna acum a povestit, ridicarea amprentelor și a probelor biologice din mașina respectivă, are mare importanță descifrarea telefonică și poziționarea după antene a telefonului doamnei și a telefonului individului în acea seară, care ne arată iarăși multe lucruri, și o sumedenie de alte momente care, după mine, au o foarte mare importanță în cazul respectiv. Ceea ce spune soția bărbatului după mine este, mă rog, o chestie de autoapărare, este evident. Dumnezeu ei declară niște... Bun, doamna are tot dreptul să ia o astfel de poziție. Cum ați putea să comentați? Eroina noastră spune că ar fi trebuit să rămână foarte multe amprente de ale ei în acea mașină, pe când anchetătoarea, corect? A spus că nu se iau. Nu se ia de pe... Nu este corect. De pe piele nu se ia, de pe sticlă nu se ia, pe ușă nu se ia. Deci nu se ia numai din aer, foc și apă. Da, nu este corect. Ceea ce v-a povestit doamna anchetător, după mine este o aberație. Se acumulează, să admitem elementarul lucru, de pe sticlă să ia, de pe plastic să ia, de pe piele, dacă chiar și să nu se deci poate... Deci ar fi trebuit să facă toate aceste proceduri poliția? Cu siguranță, chiar dacă și de pe piele nu se poate ridica o probă biologică, cum este, adică o probă ca amprenta, putea fi colectată o probă biologică a urmelor biologice a doamnei în acea mașină, care este obligatoriu în astfel de caz să fie efectuată. Dar, cu părere de rău, cum înțeleg, este iarăși vorba de un raion aici aproape de Chișinău, cu care cunoaștem noi foarte bine metoda și tactica aplicării în astfel de cazuri.
Eu văd depășiri de atribuții, eu văd infracțiuni săvârșite de organul care urma să îi cerceteze cazul. Și dumneavoastră trebuie să depuneți plângere de rigoare la toate instanțele posibile, Procuratura Anticorupției, cei care trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, anume să verifice acțiunile și inacțiunile celor care sunt obligați să le facă. Deseori, ofițerul de urmărire penală dă dovadă de incompetență și necunoașterea cercetării corecte a diferitor categorii de infracțiuni. Iată, infracțiunea respectivă este una specifică și aici contează fiecare acțiune din partea organului de urmărire penală să fie efectuată la timp, cât mai rapid, pentru că unele probe, chiar acele biologice care puteau fi ridicate de la fața locului unde s-a petrecut acțiunile, ploaie sau ceva, ele dispar. Deci este important ca orice probă să fie ridicată imediat, ca datorită anumitor factori, independent de voința cuiva sau dependent, nu contează, deci ele pot dispărea. Iarăși, întrebarea, ați spus că ați dat hainele. S-a făcut un proces verbal de ridicare, o ordonanță de ridicare, vi s-au ridicat hainele și vi s-a mânat un act la mână care confirmă că hainele au fost predate sau nu au fost predate. S-a descris concret ce haine s-a ridicat, cum s-a împachetat, s-a sigilat, s-a semnat. Deci, sunt niște momente foarte importante. A fost prima zi, asta s-a întâmplat joi seara, vineri toată ziua. O scris, o sigilat, tot o făcut. Fiecare haină separată a fost pusă? Ori într-un sac toate? Două, pantaloni și un pulover. Într-un pachet erau pus. Atunci tot. Seara am luat adus. Poate întrebarea mea o să fie incomodă, dar la asemenea tipuri de infracțiuni se mai ridic și lingerie. A fost ridicată sau nu? Numai pantaloni. Pentru că este prima haină care are contact cu corpul. Deci numai pantaloni. Lingerie nu. Numai pantaloni. Lingerie intimă, da? Noi vorbim. Da, da, am înțeles. Numai pantaloni și puloverul. Interesant. Este o dovadă a faptului că se ridică ceea ce nu trebuie să se ridice, dar se ridică probe care ulterior sunt cu ușurință dezbătute de avocați în instanța de judecată. Că dar de fapt Dorina are dreptate, deci urma altceva să fie ridicat în cazul respectiv. Orice adresare către organul de urmărire penală, ca să poți demonstra un abuz, o depășire, o neglijență, o incompetență, trebuie să fie făcută în formă scrisă în două exemplare, dintre care al doilea exemplar să rămână la solicitant, cu confirmare de cine a fost recepționată, ca ulterior. În primul rând, organul este obligat să dea un răspuns în termenii respectivi și al doilea moment, că orice răspuns, dacă nu vă aranjează, poate fi și contestat. Dar atunci când mergeți la orice organ, că-i procuratură, că-i organele afacerilor interne, cu o solicitare, dar ea este verbală, cu ușurință organul de urmărire penală spune, da, nu mi-a spus, nu mi-a solicitat și nu puteți să o demonstrați. Deci, în mod obligator, tot se face în formă scrisă, pe suport de hârtie, nici într-un alt mod. Pentru că declarațiile dumneavoastră cumva sunt puse la îndoială, ați acceptat să treceți testul la detectorul de minciuni, da, chiar dumneavoastră. Eu totuși vreau să vă întreb, dumneavoastră, sunteți sigură că nu acuzați o persoană nevinovată? Sunt sigură. Absolut sunt sigură. Sigură, da. Eu l-am cunoscut pe dânsul după înălțimi, când la recunoaștere, eu l-am cunoscut după înălțimi și după tot și mașina. Eu am văzut-o atunci noaptea și am văzut-o a doua zi la poliție și eu am cunoscut-o deodată. În curând noi vom afla rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care l-ați trecut, dar până atunci vreau să vă mai întreb de persoana care v-ar fi căutat peste câteva zile după cele întâmplate. Știu că era vorba de o femeie. Da, m-a telefonat o femeie și că eu văzut că arătat la televizor. Arătat la televizor, ia că despre cazul dumneavoastră, despre cazul nostru, el a ajuns la știri. Da. Doamna cu tare s-a interesat, a aflat cine sunt eu, a găsit numărul telefon și m-a sunat. Și ce v-a spus? Și m-a întrebat, s-a prezentat, mă rog, nu știu. Și chiar că eu tot am pățit cazul tău, tot de la... Și... Deci până atunci cu această femeie nu v-ați cunoscut nici niciodată? Nu știu. Nici acum nu știți la chip? Nu știu, numai cât pe telefon mai vorbim din când în când. Așa. Și mă întreabă, ce-ți spune anchetatorul tău? Și eu îi spun că am luat și avocat.
Dar ce v-a povestit ea? Că a avut un caz asemănător cu dumneavoastră? Tot așa o luat-o și o dus-o în niște vii. O dus-o și fix așa o pune să-i fac plăcerile, să-i fac așa, să-i fac așa. Dar de ce v-a sunat pe dumneavoastră? Să, dar când o aflat, să vadă, să lucrează ceva, nu să lucrează. Pentru că m-am înțeles, e are o rudă tot în poliție, cred că lucrează la... O spus că el are procurorul, e verișor cu dânsul și îl apără. Și degeaba să ne luptăm că el e sub acoperire. Ca să înțeleg, femeia aceasta v-a sugerat că în ambele cazuri, al ei și al dumneavoastră, este vorba despre același agresor, da, despre același bărbat? Da, fiindcă pe dânsul au telefonat când l-au reținut la cazul meu, o chemat-o la recunoaștere. Și mă rog, poate din prima seară nu a ajuns la vărul lui, că el e reținut. Și a sunat și a chemat-o. Și e când s-a dus, și că pe dânsul dăm lui liberat. Și că dacă nu l-a ținut, să-l văd și eu. Dar ea vi l-a descris? De unde a luat ea că poate să fie vorba despre același agresor? Vi l-a descris? Nu știu. Da, ne-a spus că e așa, și așa arată. Și cum vi l-a descris ea? Tot cum îl știu și eu. Deci, după descrierea ei, chiar atunci, la telefon, dumneavoastră ați înțeles că ar putea fi vorba despre același bărbat. Da, și fix aceleași vorbe care le-au dus ei, fix aceleași mie. Echipa noastră a discutat cu femeia care a căutat-o pe eroina noastră. Acum, această femeie are 60 de ani. Ea afirmă că în ultima zi a lui 2018 a fost abuzată sexual. Povestea ei seamănă izbitor cu cea a eroinei noastre. Mai mult, s-ar fi întâmplat în aceeași zonă. Iar femeia este convinsă că ar fi vorba și despre același agresor. Singura diferență este că în cazul acestei femei nu s-a ajuns până la viol. Dar haideți să o auzim. Atenție la ecran. Era 31 decembrie și m-am pornit la serviciu. Și ca să oprește drept mine mașină. Să oprește, zic, mergi la Chișinău, da. Și a ieșit din sat, m-a ajuns la, să ajungem aproape la Răscruș. Și el nu e așa la Răscruș, dar potește la dreapta. A trecut o pădurișă de pini, acolo este deasupra și la dreapta este drum, este vie, drum și iar așa un rând de copaci cu mâna ei să fășea este. Și cotește în vie așa, când o cotit încolo, tocmai atunci eu m-am dezmicit și mă așteaptă pe mine. O mers pe drum și la din vie vreo 100 și ceva de metri și-o întors mașina, invers cu fața spre șosea și iese din mașină. Eu vreau deschid ușa, ușa e blocată. Dar el a deschis portbagajul. Eu în timpul ăsta mă gândesc, cred că vrei să iei ceva, să-mi dai în cap. Așa m-am tulburat. Stă, el stă, vine să deschidă ușa unde eu eram. El până a ieșit din mașină să duc prin prejur, dar eu încerc să deschid să ies. Nu se deschide. Și-o deschide și-o din fața mașinii. Dar eu îi spun, zic, și ce vrei am. Dar el zice că, lau. Dar eu zic, și vreau să ies. El mi-a făcut o bleandă, eu m-am răsturnat pe scaun și eu atunci m-am sufocat și când i-am făcut o vân și că l-am apucat de haină, cu tot cu cămaș, cu sviter, că i-am rupt cămaș atunci, s-a rupt ceva, s-a rupt. L-am apucat și strâns și eu dacă l-am apucat, am și ieșit din mașină. Ne-am pălit umărul, cum mă sufăr și azi cu ea. M-a dat jos, eu m-am ridicat iară tulburată și iară la dânsul, la puc de gât și să-l zgâlțe. Și când a văzut așa, el mai tare s-o... Și iar m-a dat la pământ, iar m-a călcat cu picioarele, m-a bătut cu picioarele. Și-am văzut eu așa, zic, nu mă mai ridic, că într-adevăr aș să mă bat tare. Aparent, situația pare similară. Parcă ar fi, să zicem, o serie de... Amprenta unui violator în serie, ceva de genul ăsta, pentru că e aceeași tehnică. După modalitatea și după modalitatea și după acțiunile, cum le-a făcut și într-un caz și în altul, într-adevăr,
parcă ar fi cazul să vorbim despre una și aceeași persoană care urmează a fi învinuit în săvârșirea faptei respectiv. Deja mai mult decât atât, din câte știu, doamna, la fel ca și dumneavoastră, ați fost preluate de această mașină din același sat. Da. Nu spunem denumirea acestui sat, dar am înțeles corect. Da, numai eu vinem pe partea asta. Dar e dacă cel la Chișinău era parte și ea. Dar e același sat de unde ați fost preluate. Doar că deja duse fiecare în altă parte. Eu aș vedea foarte simplu camerele de luat vedere și la intrare în toate localitățile, la intrare în Chișinău, ieșirea din Chișinău. Dacă e ora respectivă sau aproximativ perioada respectivă intră în vizor această mașină, nici nu avem ce să mai povestim. Este clasic, este dovadă directă. Și nu înțeleg de ce până la moment lucrurile astea nu s-au întâmplat. Femeia de 60 de ani spune că a reușit cu greu să scape de mâinile agresorului. Potrivit ei, bărbatul a lăsat-o la pământ, a urcat în mașină și a plecat. În aceeași zi, ea s-a adresat la poliție. Haideți să o ascultăm. El mi-a aruncat gențele din mașină. El s-a pornit cu luminile stânse. N-am putut să văd. Am lăsat-o leacă, el s-a îndepărtat de unde era. Mă ridic, achepui la buzunar, scot telefonul și sunt fiu. Nu știu, nu mă dezmicesc cum zic. Și zic, stai că am ușor opresc prima mașină care trece pe drum și am să întreb, unde se duci? Că tot mă întreba anchetatorul, zice, și ai văzut mă ta la dânsul. Dar eu îi spun, era în primul rând noapte. Zic, și ceva, parcă ceva în ritualul nică, de că am să-mi minte în dreapta, ori în stânga, așa cam sub nas. Zic, dar știți, îmi pare rău tare că nu l-am înțâncușat pe față. El zice, da, mă tăiești rău. Și tăman zilele astea de sărbători. Dar noi nu ne-am gândit că ei nu or să lucreze. Că se duce băieții și luau camerele de vedere. Nu a chemat primărița și conchetatorii de la... Și-au luat imaginile. Și mașina a trecut pe drum. Și a doua zi, gata, au dispărut, s-au șters de la polițiștii noștri imaginile și ele. Dar ei nu au lucrat absolut deloc. El îmi spune mie, sunteți gata de recunoaștere? Da, eu zic, da, în orice moment sunt gata să mă chemi la recunoaștere. Și am și dată la și oră l-am sunat și e ca am un bas ocupat cu una, bas ocupat cu alta, e ca așa s-au amânat, eu iară sunt. Și tot anul 19 și până pe data de 12 luni, 19, mai tinc luna 12, mai scurt până luna 12, eu tot îl sunam. O dată în lună, o dată în două săptămâni, când și cum. Atunci când m-a sunat, zice, a fost un caz asemănător ca dumneavoastră, dar el are verișor, procuror în raion. El îmi spune, după ce noi am discutat tot, la urmă el mă întreabă, zice, dar cam cum îți prețuie chipurile că să-mi dă ei 5.000 sau 10.000? El îmi spune. Ca când se nu mai îmbrus, nu mai azi, îmi dai bani și gata, stac, să închid chestii. Cam cât aș prețui prejudiciul ăsta. Dar eu îi spun, dar eu nu-s gata cu așa răspuns. Și mai departe, după aceea, după ce a ieșit eu pe 25 de la el, el zice că am să vă chem la recunoaștere. Într-un timp așa eram, tot mi-aducem aminte, mă nervam, mă tribujăm și vroiem, zic, scriu o scrisoare, să-i trimit acasă femeia lui, să asta iam. Pentru un timp avem așa tulburări și zic că am scriu o scrisoare la părinții lui și să le mulțumesc și copilul educat. Exact același lucru, nici nu se discută, este clar. În cazul doamnei, se ridică elementarul. Descifrările telefonice. De câte ori doamna a telefonat anchetatorul timp de un an de zile și tot o căutat să facă anumite acțiuni. Doamna, de câte ori tot a insistat să facă anumite acțiuni și este un abuz de serviciu. Este o depășire clasică de atribuțiile de serviciu. Nu știu să discut. Și iarăși, întoarcem aceea. Toate solicitările verbale, da? Dar mai apare un indiciu în situația asta. De ce să-i propui cuiva bani dacă nu ești vinovat? Este evident că chestiile astea așa, într-o discuție inițial voalată, că cam cum prețuiți prejudiciu, cum îl estimați, cu până la propunerea asta de compensare, este o probă, e clar că nu e directă, da? Dar indirect demonstrează faptul că eu, dacă simți nevinovat, de ce să-i propui cuiva bani ca să renunți la careva pretenții? Apropo este de această evident. Ofertă, vreau să știu, și dumneavoastră v-au fost propuși bani? Da. În ce circumstanțe? Cine anume a fost? Eram la
la poliție tot. Și a intrat un polițist, s-a așezat în fața mea la masă. Dacă ți-a propune niște bani, tu și ei să trage cererea înapoi. Dar eu zic, categoric nu. Dar v-a numit și suma sau acum repetați ce a zis? Nu, a doua oară. Dar el a registrat telefon cu vorbirea noastră. De unde știți? Fiindcă ține telefon așa, eu după asta, după ce a ieșit, eu m-am gândit că el a registrat, fiindcă ține telefonul. Când m-a întrebat prima dată, eu am spus că categoric nu. Apoi el s-a sculat, a trecut pe la spatele meu, n-am întors capul să văd ce a făcut, întors înapoi, s-a așezat. Și zic, dacă ți-a propune, vă 5 mai mult mii, vă 5 mii și mai mult, tu îți trage cererea înapoi, zic, eu la bani nu m-am gândit, eu vreau și tras la răspundere. După mine personal, atât declarațiile doamnei, cât și doamna care cu povestea de mai devreme, dau dovadă clasică că Comisariatul de Poliție și Inspectoratul de Poliție care cercetează cazul nu mai au dreptul nici moral, nici fizic să examineze acest dosar. Urmează imediat organele respective să se autosesizeze, să retragă aceste cauze penale din gestiunea dată, că este evident, este acela scenariu. La cele întrebate dumneavoastră anterior, pot să zic că ar fi fost și o tentativă să le compromită pe doamnele respective cu pretinderea că vor avea sume de bani, ca în momentul în care dumnealor s-ar fi lunicat cu gândul să ia acești bani, putea să fie interpretat în defavoarea lor că au declarat niște declarații mincinoase ca să dobândească prin șantaj niște sume bănești. Și asta putea să le joace un rol foarte fatal în cercetarea propriu-zisă. Știm că dosarul dumneavoastră a fost transferat dintr-un raion în altul. Știți de ce? Cunoașteți? Da, eu dacă am aflat că are rudă și carul stătea pe loc, nu făcea nici un pas. Da? Și am scris tot la Procuratura Centru să-i schimbi dosarul în alt raion. M-a sunat doamna anchetatoare și eu o sun pe doamna anchetatoare și o întreb, doamna, unde a rămas noi? Și el spune, doamna, din părere de rău, cazul nu e așa de strașnic și dumneavoastră n-aveți niciun rezultat. În ce sens? Toate rezultatele sunt contra mea. Deci, practic, acest bărbat a fost scos de sub urmărire penală? Da, așa am înțeles. A venit momentul să aflăm ce spune tânărul pe care două femei de 44 și de 60 de ani îl acuză de viol și tentativă de viol. Tu nu ai ce inventat. Piciorul în poliție s-a întâmplat, s-a îmbătat. El victimă și doamnele violatoare. Nu mi s-a făcut dreptate. Puteți să recunoașteți că au fost momente în care nu ați fost sinceră? Acolo unde nu se aud cuvintele, vorbesc lacrimile.